Ok, salut YouTube și bine m-am regăsit la noi pe acest sunt Taxi și după când de titlul și în Time Awaits. Azi o să faci un mic tutorial la jobul de pescar avansat și mai exact cum puteți face foarte ușor niște bănuți în cam într-un happy hour, ca zic așa, adică happy hour-ul din fiecare dimineață este de la 5 la 9, deci între orele de dimineață, adică de la 5 dimineața până la 9 dimineața. Da, în decursul ăsta, pui mei, de recomandat ar fi să dați cu guviți, pentru că la guviți prinde de fiecare dată. Tot ce trebuie să faceți, să aveți un ghiozdan mare, un submarin de preferat, Dodo, Tug, orice. Păi frumos, vă puneți, vă luați unii, să dați la Silver North League, asta e cea mai bună pentru happy hour. Vă luați guviți. 100-230 de guviți, eu zic eu că e cam ok, gen, pentru asta eu o să încerc să stau tot happy hour-ul. Din câte am văzut, chestia asta cu pescuitul ține 1 minut și 50 de secunde, nu știu exact dacă le-am făcut cum trebuie calculele, ca zic așa, adică dacă mi-au mers cum trebuie, pentru că nu le-am pornit chiar instant, pentru că n-am cum. În momentul de față este ora 4 și 5, mă rog, la mine e 4 și 5 pentru că sunt în Germania, puie mei, e altă oră, e fost orar diferit. În schimb, în România e 5 dimineața, deci de la 5 dimineața până la 9. O să vă arăt în momentele ce urmează și de unde vă luați jobul și o să facem după aia un rezumat, să vedem cam în 5 ore, cam atâta, cam cât a stat aici, să vedem cam cât ar trebui să fac. Multă lume zice că gen faci cu submarinul 500.000, 400.000, 600.000, deci cel mai puțin îți poate da 400.000 sau 380.000, ceva de genul, cel mai mult îți poate da 600.000. Deci da, asta rămâne de văzut, o să vedem la sfârșit, oricum variază chestiile astea după cum v-am spus, depinde și cu ce faceți și ce faceți, deci da, o să vedem în momentele ce urmează, mă rog, voi în câteva minute, eu în câteva ore, deci da, o să vă las în continuare de unde vă las jobul, cum procedați, unde vindeți pești, unde pui mei. Deci, da. Se termină și happy hour-ul. Am ajuns și eu la această minunată locație. O să vă arăt ca cum stă treaba, adică de unde vă luați jobul, dacă mă mai încurc, că vreau să încerc scuze din avans, dar pui mei, 8 dimineața, 9 dimineața și mai de căcat. Deci de ce vă luați jobul de pescar normal. După aceea aici mergeți, deci cum intrați, mergeți pe stânga, mergeți în față, în față, în față, frumos. După aceea la prima cameră o luați la dreapta, dacă nu mă înșel, și aici aveți pe Don Pescaru sau Juan Pescaru, Juan, așa morții lui, așa, poi mei. Nu știu ce e în camera asta la altă, pentru că cred că nu e nimica, da? Hai să vedem totuși, cine știe, da, aici e numai aceea pentru, da, roleplay, poi mei. Bun, deci aici ne avem frumos, ăsta de aici vă luați jobul, 625 de ore pentru a vă lua jobul. După aceea, odată ce ați intrat în pescărie, puteți să luați pe partea dreaptă și acolo o să găsiți pe Raluca, nu trebuie să mai mergeți la drag cu un praznic ca să vă luați ăsta, să vindeți peștii. Bun, mergem la Raluca vânzătoarea, țin să precizez că am în felul următor, am un calcan, o baracudă și un țipar. Deci nu știu cum să vă zic, mă, băieți, deci e ora, nu știu, uitați-vă și vă, aici e ora 6 și 19 minute. În momentul de față am terminat practic un submarin, am undeva pe la vreo 500 de kg plus, ce mai am pur bagaj plus, pui mei, bine, chestia a fost că mi-au dat gen destul de mult pești mari, adică pești mari înseamnă de la 20-10 kg în sus, după cum bine puteți vedea aici, ai cam tot ce am luat eu până acum, 12 merluciu, 11 nisetru, numai așa 220 de kg mâncau aș gura voastră, ăștia încă 120, în rest ce se plătește cel mai bine e pirania și țiparul. Da, o să aveți chiar acum pe ecran și o listă cu prețurile pe care le luați, practic, ca să le găsiți și pe Fuplete informații. Eu fac tutorialele astea gen de pictisală, vă zic sincer, pentru că informațiile astea le puteți găsi și voi pe Fuplete informații, dar pui mi zic să fac și eu că n-am ce să fac, mai ales că e 6 dimineața, flăboz. Deci, da, mai am aici merluciu, mai am pui mei, mai am 2 guvii și plus mai am în ori bagaj, dacă nu mă înșel, cred că mai am încă 75 de guvizi sau 50 de guvizi. Bine, probabil vreau să vedeți gen total invers, adică o să vedeți de prea dată de la asta, de la pui mei, când am început clipul, după aceea o să vedeți cum vă luați jobul, de unde vin descăcat, dar mă rog, de unde vindeți, cred că o să vedeți în momentele ce urmează. Și după aia o să vedeți clipul ăsta și după aia ați înțeles, băi, na, pui mei, e filmat pe părți clipul ăsta pentru că n-am cum să filmez în continuu 5 ore. Ar fi de căcat și ar fi foarte stresant, sincer să fiu, dar stați un pic să văd dacă mi-am pus bine, da, mi-am pus foarte bine.
ar fi stresant să stau să filmez 5 ore și ar consuma o grămadă de memorie și pe aia până îl bag în program de filmare pe e-mail. Și da, aparent ține pe oră 4 ore. Nu știu dacă am zis la început 5 ore, abia după mi-am dat seama de chestia asta, gen de ce am zis. Happy Hour nu ține 5 ore, ține 4 ore. Ține de la 5 până la 9. Deci, eu dracu. Ah, ok. Vezi, mai de nu se prăbușește, unul. Da, acum mă duc să bag pește ăștia, am și eu 3 dube. Mă bag să-i bag și eu un dube și după aceea ne întoarcem înapoi că mai avem încă o oră jumate și într-o oră jumate, pui mei, putem face multe. Deci, da. Revenim după aceea să vedem cam cât am reușit să scoatem din chestia asta, să vedem dacă se merită să faci cu submarinul în 5 ore, în 4 ore, să vedem dacă se merită să stai cu submarinul la happy hour. Vreau să vând peștii. Avem 11.900, o să mă apuc frumos de pe acum să iau din ce în ce mai multe. Avem de luat vreo 5 ture cu duba, deci o să fie ceva. O să mă doară capul cât fac, dar o să dau pe speedrun filmarea asta cel mai probabil, pentru că nu am chef să o țin aiurea în timp gen pe mei. Deci da, să înceapă speedrun. Da, deci mă băieți, nu să vă mint, toată chestia asta pe care o vedeți voi acum în decurs, cred că o să o vedeți în câteva secunde, în dracu, 20 secunde, pui mie, nu știu exact. Deci toată chestia asta pe care ați văzut-o voi acum a durat nici mai mult, nici mai puțin de 25 de minute mâncava și pula voastră. Deci da, deci stăm 4 ore acolo la pescar frumos. Bine, acum na, e și greșeala mea că pula mea, gen, am pus în... două dube în loc, gen, mie mi-ar fi fost mult mai ușor să-mi iau gen MTL și țina mai bine, gen, asta, gen, nu trebuia să mai scot, să mai frec în pizdă și ați înțeles voi. Dar, da, avem, asta e ultima tură, practic, pai de pula mea, asta e ultima tură, Piranha plătesc 100% cel mai bine din toată chestia asta. Pentru că am cele mai multe bucăți, 37 de bucăți, o să vină cam 156.000, dacă nu mă înșel, dacă am făcut eu bine calcul. Plus 150.000 de mai avem, plus de mai facem, eu zic că vreo 100.000 mai facem. De fapt, nu știu să zic, 100.000 nu prea cred, dar măcar acolo 80-70.000 cred că o să facem, deci cam o să ajungem la minim, din păcate. Bine, acum oricum, chestia asta a fost o lecție învățată, de acum când mă mai duc la pescar și mă mai duc la happy hour să-mi bag pula că mai țin baracude, pentru că baracude aici e cel mai prost pește. Deci nu mai țin baracude, nu mai țin ăsta pește, 20 de kg morții lui cu aia, că numai mi-am futut nervii. Bun, bă, o să venim direct pe Irania. O să mergem să venim direct pe Rana, să vedem cam cât luăm, deci am zis că avem 37 de bucăți, nu? Da, deci avem 151.000. Având în vedere că se vinde cu 4.000, o să fie ceva, o să fie peste 120.000. Să vom pești. Dăm un inventar și avem 337.000. Și am mai avut și un baracuda. Bun. Da, voiam să las asta pe final, dar nu mai pot să-ți rup. Deci, da, hai să mai luăm încă 3 de-astea, încă 3 de-astea și cred că putem să le luăm pe toate, da, ok. Hai să fugim rapid să mai dăm. De n-am terminat cu aia 4 sticle de apă în 4 ore. O să vând pești. 9 țipar cu 3 baracuda, bă, vedeți că și țiparul, dacă nu mă înșel, printre cele mai bune, deși din ăla face destul de mulți bani. Avem 389.000 băieți. Bă, ce ar intra un barbut acum, nu credeți?
Da. Stai, nu-i fanul că pot să le iau turul următoare, nu-i problema. Deci am făcut cam 500 de mii în 4 ore. Bă, după părerea mea se merită, pentru că la pilot de avion faci într-o oră jumate, faci 50 de mii. Deci, da, uite, pase 13 mii și mai luăm 9 calcani, cred, da, cred că calcani mai am. Bine, mai am și niște pești în altă dubă. Da, aia cred că o să o fac separat, eu vreau numai să vă arăt cam cât faceți dintr-un happy hour sau cât ați putea, bine, zi, nu diferați la fel pentru că pui mei, oricum am dat undeva pe la vreo 100-110 cu vizi. La chestia a fost că trebuie să mă duc și pe LS, ca să pot să mai umplu în submarin, pentru că am avut foarte mult pești de aia, foarte mulți pești puternici, gen de 20-10 kg. Ia uite-i pe ăștia, mâncați-i și pula ta. Bun, o să mergem să băgăm și noi bănuții ăștia în bancă. Că dacă îi țin pe mine sunt ultimul idiot și o să-i pierd și sper să nu fie jefuită, dar oricum nu cred că mai da numai o oră de jefuială. Deci, da, bă, cam ăsta ar fi clipul, ce pot să zic, da, că mai tot faci așa clipuri, deci dacă ăsta nu pușcă cu aia, cum pușcat ăla cu scapanul recuperator, sau cum pușcă fanii momentului, eu nu știu cu aia, nu știu ce să mai zic, în pula, am stat aici 5 ore și am, da, 5 ore, am ajuns la 5 ore, am încercat să fac aici, nea, să facem content, să vă arăt cam cât scoateți, pui mei, v-am și eu să mă convinc ce-i drept, dar, na, asta cu videoclipul a fost total spontan, pentru că na, nu aveam de gând să fac un videoclip, dar am zis că bă, dacă atât sunt la ăsta și n-am ce să fac, pui mei, de ce nu fac unul? Bun, avem 444.570, 44.570. Păi, what? A, ce prost pe somnule. Ia uite, pase de mii, cât de bine arată. Ce bine ar intra ăștia la barbut. Bun, pase de mii. Bă, mi-am mâncat și foarte mult. Avem 60 de mii când am plecat, acum mai am din mai aveam 50 de mii, nu știu pe ce dracu mi s-a dus de 10.000 de dolari, dar ok. Deci da, cam ăsta ar fi clipul, mă băieți, mersi pentru ați urmărit, nu uitați să dați un like, de fapt, subscribe, toate alea și că au fost taxe și ne revedem data viitoare, bye, pa, a da, de fapt, dacă mai aveți ceva idei de clipuri, le puteți lăsa în comentarii pentru că citesc toate comentariile și încerc să fac mai multe clipuri pentru că, na, așa, învățați și voi, îmi vine și mie ceva și toată lumea fericită, deci da. Nu uitați să vă și promocul de la Ineba din descriere și cu a fost taxe și ne revedem data viitoare. Bye!